Știi că e ilegal să cerșești cu copilul? Băi, nu-ți glăzi. O să-ți iei copilul, statul. Da, să iei ți, Elisabeta, că tu te duci pe la toți oameni și filmezi. Că să faci bani, așa e? Da. Tu ne pui cu șerutul. Da? Eu vă pun cu șerutul. Cum vă pun eu cu șerutul? Ce mă ajută, Elisabeta, tu ești dată. Uite ca uci cu tine. Cum e? Ce-i cu mine? Da. Ai spălat copilul, știi de asta? Da. Da? Copilul trebuia să fie acasă. Da, da. De ce mă, ne dai bani mulți? Eu trebuie să-ți dau bani. Mașini. Eu ți-am făcut copii. Da, tu nu i-ai făcut. Ia uite. Păi mai bine nu m-ai filmat. Mai bine te filmez ca să te vadă poliția. Da, mă tem. Ești prima dată, eu te văd prima dată. Până acum, până acum. A, nu te tem de poliție. Da cum, de le plătiți sau cum de nu vă temeți de poliție? Am plătit mulți bani. A, le plătiți, am înțeles. Bravo, bravo. N-ai de filmat. Gata. Da? Da. Da? Hai, da. La revedere! Pa. Pa! Pa! Poliția moldovenească atât de tare vrea să lupte cu fenomenul cerșătorii cu copii încât... încât nu face nimic să-i oprească. Șectării sunt pasaj la unic, altă mamă cu doi copii, are și pierna. De ani de zile dezvoltă business-ul ăsta. Eu știu unde, dar poliția nu știe unde. Și cei de la Gemeni în fiecare zi pot să o prind, să o dau cu mâna poliției și nicio reacție. Nu știu cine și cum îi anunță, dar ea ca reacționează imediat. Chema cum poliția ca și data trecută. O să vină și o să zic că nu i-am găsit. Mai am. Pentru asta e dosar penal și ai să intri la pușcărie. Dacă ți-a urât la libertate, stai la pușcărie. Să vezi ce aparate ai strici. Să vezi ce aparate ai strici la pușcărie. Poate cu capul de perete doar. În cel mai bun caz, cu capul de perete este dai. La pușcării, ușier. Hai. Și te-ai întors și ai plecat, gata, nu mai ține buricul. Cel puțin 3 femei copii cerșesc la intrare în pasaj și au fugit și aceia de la Gemeni. Au ajuns aici, le-au alertat. Băi, vine poliția. Brutal. Minune. Ia să lăsă să te fotografiuiești pe sec. Da. De ce? Și-o păcăzat poliție. Poliție? Da. De ce? Și-o znam. Și-o preiscut. Și-o mine tot fotografiuiești? Da. Fotografiuiești? Fotografiuiești. Da, eu tot fotografiuiești. Davai. Brândușele. Fac copii sau îi împrumută ca să cerșească cu ei pe stradă. Același loc de cerșătorie. Persoane diferite. La poliție se face că nu știe și nu intervin. Asta înseamnă că protejează business-ul cu cerșitul. Înseamnă că au acoperire. Mă ating s-o rușinat. Și-o adus aminte că e ilegal. Ori nu. Protecția e atât de sigură și de bună cu epoleț, încât nu-i pasă. Lângă magazinul unic. Probabil e din aceeași gașcă cu femeile de peste drum. Asta e a patra.
5 zări de polițai. Nici vânt rece nu trece. Parcă chiar faci ceva legal și acceptat. Не надо. Ca să arăt poliției că cerșești cu copilul, știi că e ilegal. Hai să rămâi fără copil. Eu fără copil, da, să rămâiam și fără listapel. Știi că e ilegal să cerșești cu copilul? Băi, nu-ți gândesc. O să-ți iei copilul, statul. Da, să-ți iei ție, Elisabeta, că tu te duci pe la toți oameni și filmezi. Că să faci bani, așa e? Da. Tu ne pui cu șarutul. Da. Mulțumesc, sper că vine mai puțin de o oră, că data trecută am așteptat o oră. Ok. Tamanul trecut o mașină de patrulare pe alături, dar nu s-a oprit. Mm-hmm. Mulțumesc, o zi bună. Număr de urgență, la ora 22 minute. Să vedem în cât timp vine. Femeie continuă să cerșească, probabil cu același copil al ei, dacă nu cumva au împrumutat copiii din sat. Și nu se găsește act de cojoc. Înseamnă că cuiva îi convine chestia asta. Spuneți, vă rog. Bună ziua. Partea cealaltă, nu-mi patrulează nimic. Stă o femeie cu copil în brață și cerșește. Pe dumneavoastră sunteți din alt sector, nu? Ușor, măsură. Păi, eu stau de aici și mă uit să mă conving. Copilul celălalt văd în fiecare... Da, posibil am iei din într-un limbus aici, dar jos cum era. Îmi văd în fiecare săptămână și o denunț la poliție și nimic nu-i faceți. Țineți crâșa sau cum se explică? E business bănos, cred că și... O dat jăzdan, ordine, nu vă atingeți de cerșători, că s-a noștri. Păi de asta, taman, dar și când e cald, tot e ilegal să cerșești cu copilul în brațe, nu? Păi... Credeam că ți-e grijă de copil, dar el... Și mai repede, mai repede. Voi mai repede, mai repede. Eu de câte ori trec pe aici absolut întâmplător, găsesc dezastru ăsta. Să am că deja bățărim 7000 de polițiști cu salariu fiecare. Îi stau peste drum și admiră peisajul. Poftim, prins în flagrant. Nu vine la chemarea mea. Sunt alți care patrulează. Mă duc să văd dacă au făcut treabă. Cerșătoarea cu copil. Ba da, stă în stradă. Liberă. Da, vă ascult. Eu sunt la fața locului, dar au dispărut cerșătoare. Am dat-o pe mâna unor polițiști care patrulau prin parc. Și nu știu ce-au făcut cu ea. Întrebați-i pe ei. De ce cu părcalab? Dacă eu am zis Pușchion la kebab. Kebabos. Da. Da, dar eu cu ce-ți vă ajut? Bine, hai să vorbim. Vine poliția peste jumătate de oră. Operativ? Ce să zic? Ia ca și echipajul.
Păi, Tania, îți ia să mai vină și să mai patruleze pe aici. Da, vedeți, nu o găsiți.